Numai să fiți atenți. Ciobanul satului nostru s-a dus într-o zi la doctor și a zis: domn doctor, fă ceva, domn doctor, chiar rog din suflet că nu mai pot dormi, domnule. Nu mai poți dormi cum dormeam altă dată. Nu mă odihnesc, mă trezesc, mor de oboseală. Ce să fac? Dă-mi ceva medicamente. Doctorul zice: domnule, te-ai ești om sănătos, ne-ai mâncat o viață întreagă, numai alimente sănătoase și brânza și ceapa aia. Ce medicamente să-ți dă? Te duci frumos, ne-ta, și când vine vremea de culcare, începe așa să numeri oile, să te gândești la fiecare, că le cunoști, dar cuză, nu le cunosc, doamne, dar eu am fost de când s-au născut. Ei, uite așa, numeri și vedea din ta, câte ai? Păi 2000. No, o să vezi că acolo pe la vreo 600-700 îți dai seama că nu-ți mai dai seama de nimic, așa dur. Dar bine, domn doctor. Bine, domn doctor, dă-mi domnule și vasă, domnule, că nu pot. Păi n-ai făcut cum ți-am spus. Am făcut, domn doctor, exact cum mi-ai spus. Le-am început și m-am gândit la ea și le-am numărat în gând. Și apoi chiar mi-a dispărut somnul când mi-am dat seama că lipsește ura.